Mai sunt doar câteva zile până când vom trece noul an. Revelionul se apropie cu pași repezi, iar majoritatea constanțenilor și-au făcut deja planuri, mai ales că restricțiile s-au mai relaxat. Unii au ales să rămână acasă și să petreacă alături de familie, prieteni și rude. Alții vor întâmpina noul an la restaurant. Mergem la un prieten acasă. Da, ne strângem mai mulți prieteni care suntem noi mai apropiați și facem în grupul nostru mai restrâns. Vă bucurați că s-au mai relaxat măsurile și puteți organiza astfel de întâlniri? Da, chiar simțeam nevoia. Chiar se simțea... La mare căutare și anul acesta au fost vacanțele în străinătate. De pildă, în Egipt, la peste 35 de grade Celsius, prețurile pentru un pachet pleacă de la 700 de euro. Charterele sunt pline pentru Egipt, Turcia, Grecia, Italia. Avem de asemenea chartere către Sri Lanka, Maldive, Zanzibar. Sunt destinații care au prins foarte bine la români, Republica Dominicană de asemenea este una dintre destinații. Și unitățile de cazare din stațiunile montane se anunță a fi aproape la capacitate maximă pentru acest sfârșit de săptămână. Multe pensiuni, vile și hoteluri nu mai au deja nici măcar un loc liber. Camere duble nu mai avem de mult, am închiriat toată vila și numai. Momentan nu mai avem disponibilitate. 5.300 de lei este pachetul, 4 nopți de cazare, camera dublă cu mic dejun, cina festivă de Revelion și cina pentăi. Operatorii din turism spun că pachetele pentru această perioadă au început să se vândă încă de când au apărut. Sunt români care își doresc să călătorească, au bugete și vor să se bucure de o vacanță în această perioadă, dar Revelionul cu precădere va fi în România și asta și datorită faptului că există aceste restricții care au îngreunat oarecum capacitatea de a călători a unora. Stațiunile de pe Valea Prahovei rămân în topul preferințelor românilor. Cei care îndrăgesc muntele și vor să se bucure de peisajele minunate de sărbători trebuie să se grăbească cu rezervările. Revelionul poate fi sărbătorit și la malul mării, nu doar de români, ci și de constanțeni. Și asta pentru că majoritatea hotelurilor și restaurantelor au pregătit o cină festivă pentru noaptea dintre ani la care poate participa toată lumea. Însă turiștii care vor alege stațiunea Mamaia pentru a petrece un sejur de câteva zile vor scoate din buzunare chiar și 3.000 de lei. Avem un pachet special creat pentru perioada de anul nou. Include 3 nopți de cazare cu mic dejun și cină incluse. Bineînțeles, cina specială din noaptea de anul nou. Pachetul este 2.550 de lei pe cameră. În afară de facilitățile de cazare cu brunch și cina festivă, desigur, și avem incluse și cină pentru data de 1 ianuarie. De asemenea, oaspeții noștri pot opta și pentru serviciile de relaxare pe care le avem disponibile. Hotelurile care dețin și centre spa sunt cele mai căutate. Și în sudul litoralului există posibilități de cazare și de petrecere a timpului liber în perioada aceasta. Indiferent însă de locul unde își vor petrece Revelionul, constanțenii au o singură așteptare de la noul an, revenirea la normalitate.